Am revenit în partea a doua a emisiunii Manifest. Vă reamintesc, alături de mine în studio se află viceprimarul municipiului Sighetu Marmației, Daniela Unița Ivașcu. Doamna Ivașcu, vorbeam despre problemele care sunt în această perioadă în Sighetu Marmației, dar și despre excedentul bugetar care a rămas în urma încheierii anului 2021. Tot pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din această săptămână s-a regăsit un proiect care a stârnit oarecum controverse în rândul aleșilor locali. Este vorba despre organizarea unor concursuri. Spuneți-ne dumneavoastră despre ce concursuri este vorba și de ce nu a fost de acord Consiliul Local cu organizarea acestora. Da, deci este vorba despre, practic au fost două proiecte de hotărâre prin care Consiliul Local trebuia să aprobe un regulament privind desfășurarea concursurilor și contestațiilor, concursurilor de proiecte, de management, pentru că este practic un concurs de proiecte, atât la Centrul Cultural cât și la muzeu. Din punctul meu de vedere, putea să nu fie nicio discuție. La fel cum de-a lungul anului care a trecut ne-a manifestat constant în sensul că ne dorim concursuri transparente, concursuri eficiente, concursuri care să dea posibilitate și egalitate de tratament și de șansă oricărui tânăr sau oricărei persoane care consideră că îndeplinește criteriile pentru un anumit post. Și după cum știți bine, nu am fost de acord cu înființări de posturi în primărie sau în instituțiile subordonate. Ei, sigur, unele dintre ele au trecut. Noi nu deținem, cel puțin PNL-ul, decât 7 voturi în Consiliul Local din 19. Acum, sigur, ceilalți colegi, în funcție de cum apreciază, așa acordă și votul. Însă noi am fost constanți în sensul că am promis electoratului că noi, atât când ne va sta în puterea de decizie, sigur, nu am câștigat noi primăria, dar când suntem consultați și depinde decizia de votul nostru, noi dorim să ne respectăm promisiunile pe care le-am făcut față de sigheteni care ne-au acordat votul și au avut încredere. Adică, nu înființări de posturi pentru, pe carne de partid, pe clientelă politică, pe dedicații, pentru că de cele mai multe ori Sighetul totuși nu este un oraș mare, de cele mai multe ori auzeam deja cu mult timp înaintea ședinței de Consiliu pentru cine se pregătește un anumit post. Nu mi se pare o chestie de normalitate. De aceea noi constant am fost împotriva înființării de post, înființării de noi posturi, cu dedicație, după cum v-am spus, și revenind la cele două, la Centrul Cultural și la Muzeu, votarea unui regulament care ar favoriza anumite persoane, atât pentru Centrul Cultural, cât și pentru muzeu. Și am proprietatea termenilor când spun acest lucru, pentru că am văzut regulamentele care au fost supuse spre votul Consiliului Local. În primul rând, discutăm de o lege cadru. Este Ordonanța de Urgență a Guvernului 189/2008, care privește managementul instituțiilor de cultură, care a fost completată cu un ordin de ministru 2799/2015, care dă un regulament cadru de desfășurare a concursului de proiecte. Am lecturat aceste acte normative și am verificat ce se propune Consiliului Local în ceea ce privește cele două instituții, atât Centrul Cultural cât și Muzeu. Repet, nu suntem împotriva organizării concursului la Centrul Cultural și la Muzeu, pentru că așa există în momentul de față în organigram, avem un manager și la Centrul Cultural și la Muzeu. Acolo sunt niște interimate, însă dorim ca aceste concursuri de management să fie desfășurate pe criterii de transparență, pe criterii de corectitudine și nu spre a fi favorizate anumite persoane. Și vă repet, verificând ceea ce ni s-a propus, am observat că acel regulament, ambele regulamente, erau incomplete. Dădeau posibilitatea organizatorului concursului să stabilească și criterii de evaluare a candidatului, și condiții de participare la concurs, și bibliografii. Deci chiar am stat și am verificat foarte atent, noi în mapă, și proiectul este public, sigur l-ați putut consulta și dumneavoastră, practic, în acea ședință, am fi avut de aprobat, și vă citesc ca să nu fie discuții, din proiectul de hotărâre supus spre aprobare, regulamentul de desfășurare a concursului și caietul de obiective. Atât. Ca atare, dacă mie
sau vreunui coleg de-al meu din Consiliu. Cineva ne-ar fi pus întrebarea: domnule consilier, doamnă viceprimar, aș dori să mă înscriu la concurs. Care sunt criteriile pe care ar trebui să le îndeplinesc să-mi depun dosarul? Noi nu votam așa ceva, adică nu știam să le răspundem acelor oameni. Ceea ce nu mi se pare normal, dacă tot suntem aleși responsabili și dacă tot am clamat cu toții în campania electorală că ne dorim competitivitate, ne dorim performanță, ne dorim să avem oameni integri, onești, profesioniști care să conducă instituții de cultură, nu mi se pare normal să încercăm să creăm anumite condiții de concurs pentru anumite persoane. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Și puteți verifica și dumneavoastră și oricine poate verifica. Municipiul Bistrița organizează în 2021 concurs pentru ocuparea postului de manager la Centrul Cultural Municipal George Coșbuc din Bistrița. Dacă veți lectura, veți vedea că într-adevăr cei din Bistrița au urmat în totalitate legea și regulamentul cadru. N-au avut nimic de ascuns. Adică, la articolul 1, au aprobat inițierea procedurii legale pentru concursul de proiecte. La articolul 2, au aprobat regulament de organizare și desfășurare, exact ce am avut și noi. Bun, la articolul 3, au aprobat, atenție, condițiile de participare la concurs. Ori noi în mapă nu aveam aceste condiții, nu știam care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidatul, dar noi totuși dădeam drumul să se organizeze un concurs. Dar nu vi se pare normal ca și un ales local, dacă este investit cu un asemenea material, să știe totuși ce votează? Adică lucrurile să fie clare. Ca tare, aveau condițiile de participare la concurs, cu anexă, caiet de obiective, bibliografie pentru concurs. Noi aici nu aveam bibliografie, noi nu știam totuși pe ce bibliografie se organizează concursul. Comisia pentru organizarea concursului, comisii de contestație. Deci toate erau prevăzute frumos cu anexe separate la articole. Deci, din punctul meu de vedere, documentația supusă privitoare la concursul în cele două instituții a fost incompletă. Probabil, dacă n-a fost intenționat incompletă propusă spre aprobare, sigur că poate fi o nouă ședință de Consiliu Local în care să vedem acest regulament complet, transparent, pe criterii de transparență. Asta mi se pare normal când organizăm un concurs. Să dăm șansă oamenilor care chiar se simt în stare și sunt competitivi să-și depună dosarul, fie pentru centru cultural, fie pentru muzeu, să poată să-și depună dosarul. Ca să nu vorbim de faptul că am întâlnit aici că un dosar poate să fie respins pentru criterii specifice și nespecifice. Nicăieri n-am văzut care sunt acele criterii nespecifice. Adică, haideți să fim serioși și dacă tot am spus că dorim să schimbăm niște abordări în Sighetul Marmației, să nu rămână la simple discuții de campanie electorală, iar atunci când suntem pe poziție de decizie să ne facem cam uitat sau să facem regulamente incomplete. Deci votul meu va exista pe un regulament de organizare a concursului de manager atât la Centrul Cultural cât și la muzeu, atunci când acel regulament este clar, este corect, privește condițiile, privește bibliografia, are condițiile, are caietul de obiective, absolut tot ce privește legea cadru. Transparent. Pentru că eu nu știu, v-am spus, ce condiții trebuie să îndeplinească candidatul, în afară de cele stas, cadru stabilite în ordonanța de urgență, pentru că fiecare OAT își poate particulariza. De exemplu, nu știu, câți ani s-ar cere o vechime în management sau să aibă studii socio-umane sau, mă rog, fiecare OAT mai poate particulariza anumite condiții. Însă acest lucru trebuie discutat atât cu Comisia de Învățământ, Cultură din cadrul Consiliului Local. Deci toate acestea trebuie discutate în așa fel încât să fie agreate și, repet, să acorde transparență și egalitate de șansă tuturor celor care ar dori să participe la un asemenea concurs. Pentru că în momentul de față este cel puțin pentru mine dezamăgitor modul în care se desfășoară activitatea culturală la nivelul Sighetul Marmației. Trebuie să avem acolo o persoană potrivită, o persoană care are experiență în domeniul respectiv, care a avut oarecum tangență cu fenomenul cultural, dacă chiar dorește să dezvolte o activitate și un fenomen cultural la nivelul municipiului. Și pentru că suntem la acest aspect, o spun și public în fața dumneavoastră, eu m-am simțit jignită în 24 ianuarie, când 9 sighetenilor
ni s-a propus să mergem să participăm la teatru Gunoierul. Păi, la comedia Gunoierul. Păi, da, ziua de 24 ianuarie nu este o zi a comediei. Eu cred că trebuie să acordăm respect anumitor zile naționale. 24 ianuarie, 1 decembrie, 9 mai. Deci nu se putea face un eveniment cultural pe acea temă. Ce oferim noi totuși tinerilor din Sighetul Marmației? Care sunt perspectivele culturale pe care le oferim? Dorim să facem concursuri numai ca să le facem, să punem oameni care își doresc funcții, incapabili de a dezvolta, fie că discutăm de activitățile culturale, fie că discutăm de cele legate de muzeu. Deci nu este în regulă, chiar nu este în regulă. Ne batem joc de tot ce înseamnă instituții publice care ar trebui să ofere o activitate culturală, o activitate care ține de un management cultural pe anumite direcții de dezvoltare. Deci eu am fost extrem de supărată când am văzut ceea ce s-a propus în 24 ianuarie și am considerat că este efectiv o bătaie de joc. Nu se pe poate lângă așa ceva. Semnalarea acestei documentații incomplete în ceea ce privește regulamentul de organizare a concursurilor... Intenționat, spun eu, incomplete, pentru că dacă nu se dorea, dacă nu era nimic de ascuns, eu știu că o persoană care nu are nimic de ascuns vine, stă la masa dialogului, prezintă anumite doleanțe pe care le are și sigur de acolo orice lucru poate să fie completat, dar printr-un dialog, printr-o discuție aplicată. De exemplu, deschid regulamentul de la Bistrița. Uitați ce frumos, au o anexă, da? Și în anexă spune foarte clar care sunt condițiile de participare la concurs. Să aibă cetățenie, să cunoască limba română, să fie absolvent de studii universitare cu licență, diplomă de licență în domeniul fundamental de ierarhizare, științe umaniste, arte, să aibă experiență în domeniul de referință managerial, minim 5 ani au considerat ei, dar noi aici nu avem așa ceva. Deci noi nu ni s-a propus nici măcar o condiție de participare la acest concurs. Cum să votăm așa ceva? Dacă eu consider că inițiatorul, dacă nu are nimic de ascuns și n-a avut nimic de ascuns și aceste concursuri nu sunt pentru clientela politică și se dorește cu adevărat oameni integri, onești și profesioniști, cum au promis în campania electorală, că asta au promis, atunci aceste criterii trebuie făcute transparent, aduse pe masa Consiliului Local, discutate cu consilierii, în așa fel încât acolo, atât la Centrul Cultural cât și la muzeu, să ajungă oameni care chiar doresc să facă cultură în orașul ăsta și sunt capabili să o facă. Pentru că sunt. Dar să știți că de fiecare dată în Sighet, știți că eram de mai discutat noi și în campanie electorală și cu alte ocazii, de regulă lumea se ferește să participe la asemenea evenimente și există la asemenea concursuri și există în spate, păi la ce să mă ducă și așa lucrurile sunt clare. Așa a fost și cu city managerul. Toată lumea știa cine va fi city manager. N-a fost nicio surpriză. S-a discutat cu nu știu câte săptămâni înainte cine va fi. Toată lumea a știut. Dar eu, cel puțin, și colegii mei din Partidul Național Liberal, noi suntem cel puțin cu simțul datoriei față de cetățeni și cu conștiința împăcată că noi nu am votat înființări de asemenea posturi. Și la Centrul Cultural și la muzeu, când se va veni cu un regulament clar, transparent, condiții obiective, ba mai mult să se dea voie să fie observatori, chiar dacă nu fac parte din comisie, orice coleg consilier de acolo, din Comisia de Învățământ Cultură, să participe în calitate de observator la concurs, atunci pot să spun că, într-adevăr, am conștiința împăcată că se dorește ca lucrurile să meargă spre un făgaș de normalitate. Acesta a fost motivul pentru care noi nu am agreat regulamentul care a fost supus pentru organizarea concursului votului. S-au aliniat sigur și alți colegi consilieri pentru că doar voturile PNL-ului nu erau necesare. Inclusiv am văzut doi colegi consilieri din PSD care au agreat punctul nostru de vedere, ceea ce înseamnă că și acolo există oameni care își doresc normalitate până la urmă, că nu ne dorim altceva decât lucruri normale. Și corecte, până la urma urmei, și transparente. Nu avem nimic altceva de ascuns. Tot în ceea ce privește Centrul Cultural, în această ședință de Consiliu Local, mai mulți aleși locali și-au exprimat oarecum nemulțumirea față de activitatea Centrului Cultural, care este în subordinea Consiliului Local. Și cu atât mai mult,
fiind instituții în subordinea Consiliului Local, bugetate de către Consiliul Local, oare nu este normal ca tot Consiliul Local, când se pronunță prin vot referitor la organizarea concursurilor de manager, să aibă un cuvânt de spus? Pentru că totuși 19 oameni, mă gândesc că dacă de la fiecare luăm niște idei, niște păreri, sigur s-ar ajunge la o chestie bună, pentru că dorința este de a se ajunge la o chestie bună, nu de a omite și de a ascunde anumite lucruri. Da, sunt într-adevăr organigrama, nu doar a centrului cultural. Și acolo, într-adevăr, se discută în spațiu public de mult timp faptul că acolo ar trebui o reorganizare. Au fost colegi consilieri care au ridicat această problemă, că există practic 4 șefi acolo și ar fi suficient să avem 2. Este corectă și această abordare, dar acest lucru presupune o analiză serioasă a instituției respective. Eu am avut o propunere cu 2 direcții pe care să poată fi organizat centrul cultural, ceea ce ar permite reducerea numărului de șefi de la 4 la 2. Nu știu dacă va fi agreată, pentru că, după cum știți, organigrama și bugetul nu aparține ca inițiativă Consiliului Local. Este atributul exclusiv al primarului. Dacă dânsul dorește să o îmbunătățească, poate veni cu un proiect de hotărâre. Dacă nu dorește și nu-l inițiază, discutăm degeaba. Adică nu putem să-l inițiem noi. Dar sigur că pentru a face eficiente orice instituții subordonate, că discutau, au fost colegi care solicitau inclusiv o nouă organigramă a primăriei. Există organigramă în prezent, că nicio instituție nu funcționează fără organigramă, ci practic se dorește o îmbunătățire sau o eficientizare a acestor instituții, pentru că e normal, acestea sunt vechi. Toate sunt vechi, au fost gândite într-o altă realitate economică, socială, politică, culturală, oricum ați vrea să-i spuneți. Ca atare, orice lucru pe parcurs poate fi perfectibil, poate fi îmbunătățit, poate fi făcut eficient dacă se consideră că nu e eficient. Sigur că și pe centrul cultural poate fi o discuție privitoare la o nouă organigramă care ar face instituția funcțională. Însă, sigur, acest lucru, v-am explicat, nu este atributul Consiliului Local și acest lucru s-a promis în campania electorală de mai multă lume, dar deocamdată nu suntem investiți cu o nouă organigramă nici a Centrului Cultural, nici a Muzeului, nici a Primăriei, ca să putem analiza și să vedem, da, prin comparație, dacă este mai bună sau dacă este mai proastă. Este un punct de vedere, da. Aș vrea să revenim un pic la ceea ce spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii, că în bugetul din acest an nu s-au alocat bani pentru unitățile de învățământ din oraș. Da. Există însă niște lucrări în așteptare în Sighetul Marmației în ceea ce privește unitățile de învățământ. Este vorba despre acele lucrări care ar fi trebuit să fie executate prin PNDL, care încă nu au fost executate. Ce se întâmplă cu acestea? Da, deci cred că problema acestor PNDL-uri, problema, că nu e neapărat o problemă, situația acestor PNDL-uri, cred că ar putea să facă obiectul unei emisiuni întregi. Dacă vă mai amintiți, eu mi-am notat, pentru că tocmai vom fi investiți cu proiect de hotărâre privind, practic, rezilierea unor contracte cu PNDL-urile, prin PNDL-uri a unor unități școlare, și chiar am fost curioasă să verific care a fost parcursul acestor PNDL-uri privind investițiile în școli. Da, anul trecut s-a mers pe investiții de la bugetul local, v-am spus puține, anul acesta iarăși nu s-a propus alocare zero, dar sperăm că nu va rămâne așa. Însă, după cum știți, undeva în 2016 a fost extrem de mediatizat startul PNDL-urilor, ce însemnau niște investiții în școli, în unitățile școlare din Sighetul Marmației, la nivelul municipiului, investiții care ar fi totalizat 80 de miliarde de lei. Pentru că am stat să calculez și să văd exact despre ce investiții era vorba. Atunci, în 2016,
Cred că vă amintiți și dumneavoastră, la primărie s-au semnat acele contracte pe PNDL-uri pentru unitățile școlare. A fost prezent domn președinte de atunci, domnul Zetea, domnul Liviu Marian Pop, fost ministru al educației, directorul unităților școlare, și s-a anunțat cu mare tamtam această investiție masivă care urma să fie făcută în unitățile școlare. Așadar, din cele 8 contracte anunțate atunci cu mare fast și cu mare dorință de dezvoltare, chiar m-am bucurat că există posibilitatea să se investească o sumă atât de mare, 80 de miliarde la nivelul unităților școlare, urmărind ceea ce se întâmplă în timp, observăm că din aceste contracte se finalizează doar grădinița numărul 7 cu 3 miliarde din cele 80 de miliarde pentru care au fost derulate oarecum și încheiate acele contracte. Pe parcurs se renunță. De ce? Pentru că se invocă faptul că s-a majorat salariul minim pe economie și au crescut prețul la materialele necesare realizării investițiilor. Și se renunță pe parcurs la liceul Taras, unde era investiție de 9 miliarde, la liceul tehnologic de 26 de miliarde, la școala numărul 10 de 10 miliarde, la școala numărul 2 de 6 miliarde. Deci se renunță invocându-se acest lucru. Acum, în ședința de Consiliu, suntem investiți pentru a ne pronunța spre a rezilia încă alte două contracte. Este vorba de PNDL-urile de la Levoi Clara și grădinița numărul 8. Ei, vom ajunge în final ca din cei 80 de miliarde anunțați cu succes să constatăm faptul că nu se reușește să se implementeze nimic în Sighetul Marmației. Cele două unități școlare și celelalte puteau fi salvate într-o singură situație. Dacă se ținea seama de ordonanța 93 din 2021, care a fost pronunțată în cursul lunii august, în care se transmitea tuturor UAT-urilor că au posibilitatea să ceară suplimentare de sume pentru contractele de finanțare. Ei, eu nu am văzut la mapă ca cineva din primăria Sighet, reprezentantul legal al UAT-ului, să fi făcut acest demers către Guvernul României și să solicită suplimentare de sume pentru contractul de finanțare în baza acestei ordonanțe 93 din 2021. Dacă eu aș fi văzut un asemenea demers, aș fi de acord să renunțăm, să se renunțe și la aceste două PNDL-uri. Însă, ce poți să spui când vezi că ai posibilitate să aduci în UAT-ul tău 80 de miliarde și în final rămâi doar cu 3 miliarde pentru grădinița 7? Există riscul cu... să se piardă acum și acești bani? Avem în mapă propus spre a fi reziliate și celelalte două PNDL-uri care au mai rămas. Este păcat pentru că este o investiție care putea fi făcută în școli, iar motivul invocat, după cum am spus, creșterea salariului minim și prețul, creșterea prețului la materiale de construcții nu este real, dacă nu exista această ordonanță a Guvernului care permitea să ceară în baza unei anexe sume suplimentare pentru contractele de finanțare. Deci, practic, este din nou ceea ce spun și este trist că trebuie să spun. Nu există aplecare, nu există profesionalism, nu se urmăresc acte normative, se fac niște demersuri, se opresc la jumătate pentru că nu există profesionalism în ceea ce înseamnă investiții care s-ar putea face. Și este trist pentru învățământul sighetean, pentru că 80 de miliarde care puteau să intre în școlile din Sighetul Marmației nu au reușit a fi atrase într-un final, invocându-se diverse motive, și astăzi suntem în situația în care vin unități școlare să ceară din bugetul local câte un miliard, câte 2 miliarde, pentru că le plouă în clase. Când ar urma să fie aceste proiecte pe ordinea de zi? Este propusă o ședință extraordinară luni în care se discută practic renunțarea și la aceste două PNDL-uri, iar eu vreau să văd că aparatul de specialitate al primarului și primarul a făcut acest demers pentru că este ordonanța 93, repet, din 2021, din august pronunțată, și vreau să văd că primăria Sighet și-a făcut datoria, a trimis guvernului și a solicitat aceste sume. Pentru că nu știu dacă le-au trimis.
Din informațiile mele, nu, la mapă nu le regăsesc. Din păcate nu mai avem timp să discutăm în această seară, deși subiectele sunt extrem de interesante pentru sigheteni. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm și altă dată să discutăm alte taxe, taxa de salubrizare, de exemplu. Să sperăm că nu taxe și despre investiții, da, o să fie următoarea emisiune. Categoric, da. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Manifest. Eu sunt Dana Moldovan și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de programele TV Sighet.